Vizită surpriză aseară la Palatul Victoria, procurori și polițiști judiciari anticorupție au descins la guvern, de unde au ridicat documente și dosare. Surse susțin că ar verifica angajări pe pile la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Și o fostă jurnalistă, actuală consilieră a secretarului general al guvernului, ar fi intrat în vizorul procurorilor DNA. Procurorii și polițiștii judiciari au ajuns la guvern la ora 15. S-au dus direct la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care funcționează în clădirea Palatului Victoria. 4 birouri au fost percheziționate timp de 4 ore. Anchetatorii au ajuns fix la Palatul Victoria când s-a terminat concursul pentru ocuparea a două poziții de consilier în cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul. Au fost audiați angajați de la cabinetul Ministrului pentru Relația cu Parlamentul, dar și membrii Comisiei de Concurs, spun reprezentanții acestui minister. Totul a fost fotografiat și filmat de anchetatori, spun tot ei, spuse care i-au înfuriat pe procurorii DNA. Aceștia susțin acum că membrii guvernului nu au voie să divulge astfel de detalii din anchetă și au sesizat Parchetul General pentru compromiterea intereselor justiției. Concret, în comunicat se oferă date despre obiectul percheziției și se fac referiri la calitatea persoanelor audiate și la natura probelor, spun procurorii anticorupție. Potrivit DNA, perchezițiile au fost făcute într-un dosar ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție comise în cursul lunii iulie 2017. Mai exact, concursul de angajare ar fi fost trucat. Vizat, potrivit surselor, ar fi și Secretariatul General al Guvernului, condus de Mihai Busuioc, apropiat al lui Liviu Dragnea. Și Iulia Teodorescu, fostă ziaristă, actuală consilieră la SGG, ar fi parte din anchetă. Înainte de a ajunge consiliera lui Mihai Busuioc, Iulia Teodorescu, tot o apropiată a lui Liviu Dragnea, a fost purtătorul de cuvânt al lui Ciprian Bucur, fost ministru pentru relația cu Parlamentul în guvernul Cioloș. Iulia Teodorescu nu a vrut să ofere un punct de vedere oficial.